Efectele noii legi a pensiilor trebuie incluse în bugetul pe anul viitor, așa că proiectul de buget va fi trimis spre aprobarea Parlamentului abia în prima parte a lunii decembrie, a anunțat Ministrul Finanțelor Publice. Eugen Teodorovici a precizat că creșterea punctului de pensie cu 15% din septembrie 2019 va avea un impact de 8,4 miliarde de lei. Oricum, putem să intrăm și în paralel în dezbatere parlamentară, pentru că, să spunem, e clar că legea pensiilor va trece înainte de buget, ca astfel să includ și efectele legii pensiilor în bugetul pe anul 2019, nu săptămâna viitoare, următoarea săptămână, cam așa este planul, a declarat Eugen Teodorovici. Plenul Senatului a adoptat luni cu 81 de voturi pentru, 12 voturi împotriva și 8 abțineri. Proiectul de lege al guvernului privind sistemul public de pensii. Proiectul prevede că punctul de pensie va crește etapizat până în anul 2021, respectiv 1265 de lei în 2019, 1775 de lei în 2020 și 1875 de lei în 2021. Proiectul va merge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.